Locuința protejată Oxentia este un serviciu social. În serviciu respectiv au fost plasați doi beneficiari, deci doi adulți, Arcadie și Ioan. Scopul serviciului este de a dezvolta abilități pentru trai independent. Ioan și Arcadie zilnic sunt angajați în câmpul muncii, deci prestează muncă ocazională. Din considerentul că deja posedă niște abilități și au dezvoltat niște abilități de trai independent, deci autonomie personală, a apărut ideea de a dezvolta o afacere, deci de a avea propria seră. A fost ideea băieților, ei și-au dorit foarte mult. Nu m-am așteptat așa, partea greșpe, înseamnă de mari. Am să ne opcăm de... ne gândim la vânzare. Dar un becer ca o podem să săpăm cu trebuie. Punem campotul, cartofi, pat la gel de dimărat, ca de iarnă. Mă, dacă se pasă, dacă udul, dacă culie, culie, așa e vara, deci trebuie să strângi. Dacă nu strângi, nu mai. Dacă ne discurcăm încet și o să... munca creează omul. Zic că dacă a să bați capul de tine, a să ai. Dacă n-a să bați capul de tine, n-a să ai nică. Ne îngrăzăm că să nu se aibă, să nu se aibă aplecate, le legăm coasă, le mai învălțim ghinisol, care să mai aplecă, le mai spălăm în cioară, mai le îndreptăm ghinisol, le îndreptăm. Să nu se bântuieți, să nu se basa crâne, dar se drept să crească drept frumoase ele. Să absolutau oameni, să vădau, să scoam la voi frumos, la voi, trebuie să la voi mai mare, la noi mai frumoasă. Visul meu să am casa frumoasă, să plec să simt frumoasă. Șați băieță, bravo, eu știu, poate de ca fiecare între dâși și având probleme, dar așa nu am așa cuvinte rele de dâși. Așa, în schimb, îți băieți bravo, că lucrează curățării pe acasă, nu se bat, nu au probleme cu vecinii, bravo, băieți. Acum ei sunt implicați la maxim, deja nu mai prestează muncă ocazională prin sat, prin comunitate, se ocupă de propria afacere. Deci ei zilnic au grijă să ude legumele, deci să facă ordine prin seră. În timpul apropiat, chiar lor să vor merge la piață, vor avea mai multe produse, vor continua lucrurile în seară toată perioada anului, că își culeg castraveții din seara lor, roșiile din seara lor, își pregătesc împreună conservele, deci chiar savurează plăcerea.